Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit, ne revedem, ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Sănătoase. Ce să spunem, în această emisiune încercăm să prezentăm evenimentele din sfera medicală, să discutăm despre boli, afecțiuni, tratamente, remedii și așa mai departe. Astăzi vom vorbi despre un eveniment ce are loc în perioada următoare. Este vorba de Conferința Națională de Medicină Internă din perioada 5-7 iunie. Îl avem alături de noi pe inițiatorul acestei conferințe, pe domnul profesor universitar dr. Ciprian Rezuș. Bună ziua, bine ați venit la noi, la Viva FM. Sărut mâna, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru a Mare fi riguroși în titulatura evenimentului. Se numește Conferința Națională de Medicină Internă Forum Iași. Am vrut să punctez... Așa, eu n-am mai zis Forum Iași. Am vrut să punctez tocmai apartenența la comunitate, pentru că este foarte important în a promova atât zona academică a Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, cât și comunitatea, pentru că este o onoare să avem invitații din toată țara, oameni deosebiți, profesori, distinși experți din foarte multe domenii ce alcătuiesc aria medicinii interne și a specialităților ce au derivat în timp într-o dinamică de la sine înțeles dinspre medicina internă, înspre specialități independente. Și aici mă refer la cardiologie, mă refer la reumatologie, la gastroenterologie, la nefrologie, la boli de metabolism și nutriție, colegii noștri din zona medicinii de familie și nu numai partea de cercetare, partea de preclinic, care este foarte importantă, zona fundamentală, practic, de cercetare a medicinii. Am încercat în 3 zile să concentrez un spectru cât mai cuprinzător din ceea ce înseamnă o abordare integrativă, atât în plan diagnostic, cât și mai ales terapeutic, ca celui din fața noastră, pacientului. Așa este și știm foarte bine că și studiile ne arată, din păcate, devenim din ce în ce mai bolnăviori, trebuie să recunoaștem. Și cred că astfel de evenimente, da, adună specialiști de pe diverse specialități, da, unde se discută despre noile patologii, despre bolile asociate ale pacienților. Așa este. Practic, clinica de medicină internă este o zonă de convergență a pacienților cu multiple patologii. Pacienți care au trecut prin clinici, să zicem, nișate, prin clinici de specialități definite, cum ar fi cardiologie, gastroenterologie, reumatologie și lista poate continua, dar care au o încărcătură mult mai mare, au comorbidități și atunci abordarea este globală, abordarea este în afara unor tehnici de diagnostic și de tratament specifice fiecăruia dintre specialitățile amintite, în interiorul armonizării schemei terapeutice, a monitorizării pacientului, atât în spital, dar mai ales cu o indicație și cu un plan de monitorizare post-spital. Și aici lucrurile țin atât de sistem, cât mai ales țin de o formare pe care trebuie să o avem, această formare holistică și o abordare multidisciplinară în cunoștință de cauză. Eu tot timpul spun, la ora actuală, medicina internă la nivel de curriculă, deci dacă ajungem în zona examenului de medicină internă când dau tinerii noștri rezidenți examenul de medic specialist, este o specialitate foarte grea, da, pentru că acea curriculă de examen este o curriculă sumativă a tuturor specialităților ce anterior le-am expus. Da.
Da, așa este. Așa este și pentru că noi în România noi astăzi sunteți medic, da, profesor universitar, doctor specializat pe medicină internă și cardiologie. Cu ce s-a schimbat, domnule profesor doctor, profilul pacientului cu afecțiuni cardiace? Știți, noi când eram și noi, asta e, da, breaking news, am fost și noi tineri odată, da? Când eram într-o zonă, când eram în facultate în anii 80 și imediat după, în medicină mai erau niște reguli, ca să le definim așa generic. Acum, regula în medicină este foarte simplă, nu mai există nicio regulă. Nicio regulă vis-a-vis de boală și vis-a-vis de ceea ce credeam noi înainte că trebuie să se întâmple cuiva după o anumită vârstă. La o anumită vârstă sau după o anumită vârstă. Exact. A, știți, tot timpul ne place, mai ales la aniversarea personală, să spunem că vârsta e un număr. Acest număr, în schimb, are în spate o realitate a numărului și atunci, dacă s-a schimbat într-adevăr ceva, s-a schimbat în rău, în sensul unei agresiuni a bolii și a unei dinamici a bolii spre vârstele mici, spre vârstele tinere. Din păcate, unele afecțiuni ale adultului ajung și la copil sau la adolescent. De ce? Datorită unei alte vibrații a timpului, a stresului, a alimentației, a unei vieți care este din ce în ce mai densă și foarte mulți dintre noi sau dintre pacienții noștri nu mai au timp de ei și își aduc aminte de ei în momentul în care este prea târziu, în care boala deja evoluează prin complicații și lucrurile sunt foarte severe. Practic, noi trebuie să facem apel, totdeauna spun, la basmele din copilărie. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta este o realitate și asta este realitatea generației care începe cu 2 sau cu 3, 20, 30 de ani. Deci când au senzația că absolut totul este posibil, că nu li se poate întâmpla absolut nimic și când irosesc cea mai importantă valoare a lor, timpul și sănătatea. Da. Făcând lucruri pe care și le explică ca fiind de bon ton, în modă sau cum doriți dumneavoastră să le spuneți. Și aceste lucruri duc în timp la o erodare și la o accelerare a unor procese care sunt câteodată nefericite pentru ei. Da. Și sunt lucruri simple, foarte mulți dau bani pe așa ceva. Da, vorbim aici și de vicii și de plăceri. Practic pe vicii și din viciu nu o să atingă zona asta care e ultramodernă a drogului. Da. O să atingă o zonă clasică care era din totdeauna alcoolul. Dar să știți că alcoolul, în funcție de doză, are și unele efecte favorabile, dar fumatul în absolut nicio doză nu are efecte favorabile. Așa este. Da? Deci fumatul este modalitatea prin care oamenii își fac rău plătind. Da. Eu asta niciodată nu am înțeles. Să plătești. Mă bucur că ați menționat menționați asculte și să-ți vadă urmăritorii. Să plătești să-ți faci rău. Da. Da, este un nonsens. Este un nonsens și trebuie să mai menționăm faptul că odată ce apar anumite afecțiuni, cum sunt afecțiunile cardiovasculare, aduc după sine boli renale, boli diabetice, supraponderabilitate și așa mai ele departe. Ele practic nu aduc nimic, ele sunt împreună. Merg mână-mână. Ele sunt împreună. Această noțiune că știți că este și
această sintagmă, domnule, am ajuns sănătos în spital și am ieșit de acolo cu 10 diagnostice. M-au îmbolnăvit acolo în spital. Problema este foarte, foarte simplă. O altă vorbă medicală spune, din folclorul medical, spune foarte simplu, un om sănătos este un pacient nediagnosticat. Uh-huh. Da? De ce? Pentru că boala are mai multe valențe. Cele care se văd sunt developate și cele care nu se văd, care sunt ascunse. Ori cele care sunt ascunse trebuie neapărat scoase la iveală. Și atunci cum sunt scoase la iveală? Întrebând. Exact. Organismul. Și cum întrebe organismul? Întrebe organismul efectuând niște analize. Ce fel de analize? Ce fel de investigații? Nu ne ducem direct în remeneuri, pet CT-uri, să facem niște investigații bazale, să vedem, să participăm la programele de screening, să ajungem la medicul de familie, să ne cântărim. Da, dar aici e vorba și de educație, domnule profesor, doctor. Educație sanitară, educație medicală. Sunt oameni în mediul rural care ajung la o anumită vârstă și spun senin, eu n-am mers niciodată la medic sau eu nici nu știu. Ceea ce este foarte bine pentru că au ajuns la o anumită vârstă și este fantastic că n-au ajuns niciodată la medic. Să știți că aici cumva vă dau dreptate, dar să știți că zona rurală este o zonă foarte, foarte mult dominată de bun simț. Este o zonă în care oamenii, chiar dacă nu au școală, au educație. Așa e. Sunt oameni care sunt învățați cu greutatea vieții și atunci respectă viața. Lipsa de respect față de viață vine tocmai din facilitățile aduse vieții. Corect. În secunda în care trebuie să obții ceva muncind sau încercând să dai ceva de la tine, atunci vezi că lucrurile nu sunt atât mai de simple. Începi să ai grijă de tine. În momentul în care lucrurile vin și pleacă precum vânarea de vânt, atunci... Da, da, dar e, până la urmă, să știți că se observă faptul că oamenii au început să pună un pic mai mult preț pe starea lor de sănătate. Ceea ce este foarte bine. Și chiar persoane care sunt sănătoase, da, au înțeles ce înseamnă prevenția până la urmă. Prevenția este, prevenția poate să aibă tușe academice și să discutăm în conferințe de 2 săptămâni sau poate să aibă lucruri foarte simple. Și lucru foarte simplu a prevenției se concentrează într-un singur cuvânt, în cuvântul de a fi ponderat sau în noțiunea de a fi ponderat. Prevenția nu înseamnă o îndepărtare, să zicem, de la plăcerile vieții de zi cu zi, pentru că absolut toți suntem oameni și toți socializăm și toți și tuturor ne place să ne întâlnim, să fim în jurul unei mese, să discutăm. Da. Dar de aici și până la abuz sau de aici și până la a intra în într-o spirală periculoasă vis-a-vis de consum, și aici puneți dumneavoastră după puncte orice doriți, este o foarte mare distanță. Da, așa este și am discutat cu specialiști și psihoterapeuți și specialiști pe alte zone medicale care spuneau că până la urmă suntem acum dependenți și de mâncare și de consumul de alcool și de consumul de droguri și nu se mai ține cont nici de vârstă, nici de etnie, nici de nimic. Suntem consumăm foarte mult în exces fără să ne gândim la ce urmări lasă asupra corpului nostru și alimentația și medicamentele, de ce nu, automedicație. Eu cred că acest consum în exces vine de la lipsa unei
bucurii normale în, în fața, în fața vieții și în fața zilei de, da, de zi, în fața zilei obișnuite. Eu spun tot timpul, cea mai fericită zi din viața unui om este ziua obișnuită. La, el se raportează la o zi obișnuită, nu se raportează la cea mai fericită zi din viața lui când, știu, a avut un eveniment în familie, da, sau a câștigat ceva sau, sau la o tragedie. Nu, el se raportează, uite, eu acum o săptămână nu mergeam la mine la muncă, nu s-a întâmplat nimic, m-am întors înapoi, eram sănătos, totul era perfect. Deci, cea mai fericită zi este ziua obișnuită. În secunda în care se încearcă stimularea simțurilor pe toate căile pentru a se obține o zonă sau a intra într-o zonă de confort sau de, sau de satisfacție, atunci apare abuzul. Așa este, sunt multe de discutat și mi-aș dori ca după această scurtă pauză pe care o vom lua să revenim la pacienții cu, pe care îi tratați și la cazurile pe care le diagnosticați dumneavoastră, dar și ceilalți colegi ai dumneavoastră. Revenim după o scurtă pauză, dragii noștri ascultători Viva FM, revenim după câteva minuțele la Dialoguri Sănătoase. Am revenit, suntem în studio alături de invitatul meu de astăzi, domnul profesor dr. Ciprian Rezuș, medic cardiolog și pe medicină internă. Vrem să continuăm puțin discuția, domnule profesor doctor, pentru că aveți ani de experiență în spate și cu siguranță ați întâlnit multe cazuri, mulți pacienți cu diverse povești. Când ajunge pacientul cu afecțiune cardiovasculară la medic? De cele mai multe ori auzim că acești pacienți se prezintă în momentul în care trec printr-un infart, printr-un preinfart și așa mai departe. Fiind în cadrul unui spital județean de urgențe Sfântul Spiridon și coordonând colectivul clinic a treia medicală, în mod evident, accesul într-un spital universitar este un acces filtrat prin niște filtre care sunt, să zicem, mai permeabile sau mai puțin permeabile, și aceste filtre sunt reprezentate de ceea ce se numește generic sistem de sănătate, deci medic, da, de familie, ambulator sau prin UPU. Sunt două căi. Partea pacientului care dorește de a fi reevaluat în absența acutizării afecțiunilor sale poate fi făcută pe această cale a prezentării la medicul de familie în ambulatorul de specialitate și a se programa pentru o internare în scopul revizuirii diagnosticului și a schemei terapeutice. Cealaltă parte care dumneavoastră o aduceți în discuție, celebra unitate primire urgențe, care este celebră peste tot pe glob, nu neapărat la nivelul spitalului, și care este o zonă de foc pentru că acolo sunt practic Spitalul Județean de Urgențe Sfântul Spiridon este practic spitalul regional de urgențe, da, la ora actuală în nord-estul României. Primim și se primesc urgențele din toată Moldova, din tot nord-estul României. Nu este un spital nici municipal, nici orășenesc. Este un spital universitar și este un centru de excelență și este un centru terțiar. Și atunci tot ce nu se rezolvă în nord-estul României se trimite la Sfântul Spiridon. Și vă imaginați care este presiunea din toate punctele de vedere, atât a cazurilor care sunt extraordinar de grave, cât și a cazurilor care, unele din ele, sunt, să spunem, dominate de foarte multă zgomot cu ghilimele, da, de rigoare.
Ei, este foarte greu în a face această distincție, pentru că cele care primează sunt cazurile de urgență și sunt cazurile care trebuiesc internate în regim foarte, foarte rapid și de găsit o soluție. Câteodată lucrurile sunt delicate pentru că necesită colaborare în timpul gărzii interdisciplinară între mai multe echipe, din mai multe clinici alcătuite din titularii șefilor de gardă, și atunci trebuie să iau o decizie în timp util pentru pacient. Deci, clinica de medicină internă este practic depozitarul acestor cazuri cu, spunem noi, în termen medical, comorbidități, deci practic foarte grave, cu o sumedenie întreagă de afecțiuni, pacienți care trebuiesc monitorizați și reechilibrați. Fie că este vorba de reechilibrare cardiovasculară, fie că este vorba de reechilibrare hidroelectrolitică, fie că discutăm despre acutizări infecțioase, acutizări sau dezechilibre metabolice, ele toate își regăsesc rezolvarea în clinica medicală. Am trecut pentru o perioadă, da, cu pandemie. Cum ați funcționat atunci, în perioada pandemiei, și cum simțiți acum, da, perioada post-pandemie? Nu știu, a crescut numărul de pacienți cu diverse afecțiuni, e aceeași situație, sunt mai bolnavi oamenii acum, sunt fel și fel de discuții legate de vaccinarea COVID. Că eu acest refuz, vaccin eu a creat... Eu refuz să intru în discuția legată de vaccin și ce a făcut vaccinul, pentru că până... Inclusiv de boli cardiovasculare până, erau discuții. Până, știu, vă dați seama că eu știu absolut toate aceste discuții. Ele trebuiesc, aici trebuie un mesaj foarte ponderat și trebuie să fim foarte atenți în cuvinte. Efecte secundare, să o luăm altfel. Efecte secundare există și la apa plată. Se poate face intoxicație cu apă. Da. Deci ați auzit perfect adevărat. Deci efecte secundare există și la apa plată. Eu am avut vis-a-vis de exemplu de șoc anafilactic la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, o gardă, eram un pic mai târziu, la 4:30-5 eram încă în clinică și a venit imediat medicul de gardă și mi-a zis: domn profesor, avem un pacient care a făcut șoc anafilactic. Zic, dar la ce? La 3 picături de rinofug. Uh-huh. Da? Deci la reacțiile anafilactice nu contează doza, contează prezența substanței. Bun. Vis-a-vis de vaccin, într-adevăr, efecte secundare pentru unele din ele au existat și la ora actuală sunt recunoscute, inclusiv firmele producătoare le-au recunoscut și le-au dat publicității. Problema în momentul în care tu vii cu o măsură, că se numește vaccin, că se numește altfel, un mijloc terapeutic, da, care se adresează unei boli, gândirea nu este care sunt efectele secundare ale măsurii terapeutice. Sau, altfel spus, gândirea se pune în ce reușești să rezolvi cu schema terapeutică versus ce reușește să facă boala. Corect. Corect. Și atunci, dacă ai în față o boală care este foarte agresivă, și nu vă supărați, omenirea a venit, cred că pentru prima oară în viața ei, în contact, și nu a venit acum 1000 de ani, acum 2000 de ani. A venit acum când erau și sunt niște lucruri cunoscute. Deci a venit în contact cu o entitate. Da. Și aici n-are sens să discutăm de unde cum. Era o curiozitate. Cu o entitate. Da. Cu o entitate care s-a comportat cu organism, cu unele organisme, nu cu toate. Pentru că foarte mulți au venit în contact cu virusul. Da. Și ce s-a întâmplat? Mulți au venit și nu s-a întâmplat absolut nimic.
o parte s-au îmbolnăvit puțin, o parte s-au îmbolnăvit moderat, o parte s-au îmbolnăvit foarte sever și din păcate o mare tragedie, o foarte mare, o parte din ei au murit. În secunda în care a venit acest cataclism, că practic așa trebuie privit, ca un cataclism, s-au încercat soluții. Ca acele soluții, și trebuie recunoscut un lucru, soluții în care lumea medicală de pe pământ a învățat și ea odată cu boala despre boală. Exact. Nu era scris nicăieri, nu era cunoscută nicăieri, nu se știa absolut nimic, nici de cum. Imaginați-vă că exact același virus avea expresii diferite de la absolut nimic până la moarte într-o colectivitate. Exact. Da. Nu, întrebarea mea era la modul dacă erau înainte oamenii mai bolnavi sau acum se, nu știu, se diagnostichează mai multe boli, mai multe afecțiuni. În mod sau evident, mai... în mod evident că această pandemie a creat o îngrijorare și a ridicat, să zic, gradul de alertă individual. Și acum poate că ăsta este un lucru bun, pentru că lumea este mult mai sensibilă la propriile nevoi și atunci se adresează mai... Adresabilitatea e mai mare. Mai mare. Da, pentru că nu vrem să încheiem emisiunea într-o notă dramatică și nu... Vesel, nu, nici de cum, pentru că urmează weekendul, urmează perioada în care dumneavoastră organizați această frumoasă conferință națională de medicină internă, Forum Iași. Vă da, mulțumesc. Că în prezentare n-am spus Forum Iași, la care vor fi medici, profesor doctor din cadrul UMF-ului Iași, pe diverse specialități, oameni care până la urmă sunt formatori de specialiști, se adună toată spuma societății medicale, da? Sunt onorat de prezența colegilor mei, toți oameni deosebiți, ați spus foarte corect, formatori de școală medicală, creatori de școală medicală și formatori de școală medicală. Este vorba de, primul rând, aș vrea aici să-l menționez pe profesorul Bruckner, care este președintele Societății Române de Medicină Internă și care patronează din poziția de președinte de onoare această conferință, și nu în ultimul rând Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, și este o deosebită onoare pentru mine să aduc aici mulțumirile mele domnului rector, domnului profesor Violesc Picariu, pentru implicare și pentru ajutorul permanent care l-a dat fiecăruia din noi cei ce am încercat să creăm ceva pentru comunitate și pentru universitate. Și mulțumesc în mod deosebit domnului rector, cât și tuturor colegilor mei, tuturor șefilor de clinică din Iași, din clinici medicale, de cardiologie, de nefrologie, de gastroenterologie, de reumatologie, conducerilor societăților române de gastroenterologie, reumatologie, nefrologie, care sunt aici, vor fi prezente, cardiologie, în mod evident, și medicină internă, colegilor mei din celelalte centre universitare, și aici este vorba de București, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Craiova, deci practic centrele tradiționale din celebrul G7 de acum, încât eu sper ca împreună să avem 3 zile plăcute în care să nu ne turopească temperaturile ce se anunță a fi un pic caniculare. S-au anunțat, dar eu cred că va fi o atmosferă frumoasă la care ne așteptăm oaspeții, atât profesori, lectori. Se pot face înscrieri inclusiv până în ziua congresului și mai ales se așteptăm pe colegii noștri să participe, medici specialiști, medici rezidenți, studenții noștri care sunt invitați toți cu drag. Și programul unde îl pot găsi, domnule profesor doctor? Programul se regăsește pe... este o pagină de Facebook a evenimentului, pe Medics Host
și pe site-ul Societății Române de Medicină Internă. Bun. Și acolo pot face și înscrierile, da, cei interesați. Pe Medics Host, mm-hmm, ei au o compania care mă ajută în organizare, este Yala Events, care sunt în parteneriat cu Societatea Română de Medicină Internă și practic pe site-ul lor se poate se regăsesc toate informațiile necesare și se pot înscrie. Domnule profesor doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de sănătate, Dialoguri Sănătoase. Sperăm că le-am fost utili urmăritorilor, ascultătorilor noștri cu tot ce am discutat în cadrul acestei emisiuni. Vă dorim succes la acest eveniment, 5, 6, 7 iunie, da? Hotel Traian. Hotelul Traian, acolo toți cei interesați pot face înscrieri și pot participa. Vă mai așteptăm cu mare drag la noi și sperăm ca aceste conferințe naționale să fie un plus valoare pentru toți specialiștii noștri și pentru toți cei care au grijă de sănătatea noastră. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru invitație. Mulțumesc mult celor ce ne-au ascultat în aceste câteva zeci de minute. Mulțumim. Și vă aștept cu drag dacă veți dori să participați pentru a lua câteva impresii. Să luăm și noi informații, poate mai facem materiale, știri. Colegilor mei, iar ascultătorilor dumneavoastră le urez multă sănătate și dacă consideră că le putem fi de folos și putem să îi ajutăm, îi așteptăm cu foarte, foarte mare drag la clinică, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, la Clinica a treia medicală profesor academician Ion Enescu. Vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi la emisiunea Dialoguri Sănătoase pe 105 FM, pe Viva FM. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Toate cele bune, numai bine!